Vă rog să vă revizuiți, vă rog să vă domnule președinte, vă rog foarte mult să vă revizuiți poziția față de consiliere liberal. Este inadmisibil ceea ce faceți dumneavoastră. Inadmisibil. Chiar dacă sunteți primarul municipiului Brăila, noi avem nevoie aici de a dezbate o problemă. Tot timpul ne jigniți pe toți consilierii liberali, spunând că suntem în eroare, că suntem proști, că suntem idioți. Este inadmisibil modul dumneavoastră de a vă manifesta. Okay. Și să știți că nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Am fost în destule consilii în care au fost primari mult mai în vârstă decât mine, dar nu am văzut asemenea atitudine. Vă rog foarte mult, domnul primar, să încetați cu acest mod de a vă adresa consilierilor locali, indiferent de partidul din care fac parte. Am înțeles, domnul consilier. Vă mulțumesc. Rugămintea pe care o am la dumneavoastră este aceea să asigurăm un climat decent de desfășurarea acestor ședințe. Lucru pe care vreau să vi-l spun acum, asta ar putea să vă supere, dar este anormal ca dumneavoastră să vă întâlniți și să stabiliți care îl enervează mai tare pe primar, care îl pune la punct mai tare pe primar, care ridică tot felul de probleme, astfel încât ședințele noastre să dureze un timp îndelungat și degeaba, pentru că dumneavoastră nu vreți să participați la ședințele de comisie, iar acolo să întrebați pe cei care sunt întruiți să vă răspundă despre problemele care apar. Vreți neapărat să faceți un dialog permanent și văd că ajungeți și la țipete și la alte lucruri cu primarul municipiului. Nu este normal și nu este frumos. Mulțumesc!